Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus.pi. Este o seară specială, o seară în care eu o să fiu din nou plină de emoții, pentru că o să vedeți îndată care sunt invitații mei și o să-mi dați dreptate, pentru că și dumneavoastră, dacă ați fi în locul meu, ați avea aceleași emoții. În urmă cu 9 ani se împlinesc pe 27 martie, la Buzău se năștea un fenomen. Era vorba despre trupa Nemuritorii, care ne făcea cunoscuți și recunoscuți, atât în țară cât și peste hotare. Un profesor la vremea aceea aduna lângă domnia sa încă 2 oameni cu voci minunate, alături de care a înființat o trupă. Era trupa Nemuritorii, era trupa dragă nouă, sufletelor noastre, ale buzoienilor, dar nu numai. Numai că ceea ce nu știm mulți dintre noi, pentru că poate că n-am avut tangențe cu muzica. Omul acela, care alături de el a adunat încă 2 oameni cu voci minunate, era foarte cunoscut în rândul copiilor, oamenilor, cu o plecare către muzică din municipiul nostru. N-aveam de unde să știm, pentru că stătea acolo în umbră, îi învăța muzică, îi învăța ce înseamnă ureche muzicală, ce înseamnă dragostea de țară. Pentru că dincolo de toate aceste acorduri pe care domnul profesor Ungureanu îi învăța pe copiii săi, îi învăța cel mai important lucru, dragostea de meleagurile natale și de țara noastră. Iată că am ajuns să vorbim deja la trecut. 27 martie se împlinesc 9 ani. S-a găsit însă un om care să adune la un loc toate poveștile, toate amintirile, toate fotografiile, toate trăirile acestui om, ale domnului profesor Ungureanu, și să le așeze într-o carte. Într-o carte care va apărea foarte curând, într-o carte în care sunt ilustrate și povestite poate și cele mai ascunse povești ale domnului profesor Ungureanu. Se numește O viață de locul 1, Constantin Ungureanu Nemuritorul. Iar eu vă arăt acum doar o idee de copertă. Vom vedea cum va arăta până la final. Am marele privilegiu și marea bucurie de a vorbi în această seară cu profesorul Ungureanu de la ceea ce a însemnat domnia sa ca și copil, ca și elev, ca și părinte, ca și copil. Din toate ipostazele vom afla câte o poveste. Vom vedea ce a însemnat viața domniei sale, pentru că suntem obișnuiți cu toții să-l vedem undeva acolo sus, să-l admirăm. Să ni se pară poate câteodată că este prea departe ca să putem să-l atingem. Iată că l-avem alături de noi. Vom putea să aflăm poveștile din viața domniei sale. Și alături de noi este de asemenea și domnul Petcu, prietenul nostru al campusului, scriitorul, membrul Uniunii Scriitorilor și toate cele la un loc. Cu mare drag l-am invitat, cu mare drag mi-a mărturisit că a acceptat invitația noastră și venim în fața dumneavoastră cu această lucrare care pentru mine, ca buzoian, înseamnă extraordinar de mult. Domnule Ungureanu, din suflet vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația mea și nu în ultimul rând, din suflet vă mulțumesc pentru faptul că acceptați să veniți în fața telespectatorilor ca om, ca Titi, ca așa cum vă spun dumneavoastră prietenii, cum vă spun cunoscuții, cum vă spuneau părinții, așa cum vă știe lumea. Da, acasă mi se spuneau, colegii îmi spuneau, la plăjucă mi se spune Ticu, mi se spune și Titi, mi se spunea și Titișor când mă alinta mama, Costică, Constantin, răspund la orice nume, numai ca cel care mă strigă să mă strige așa cu un folos, cu inima deschisă. Mulțumesc din suflet pentru prezența în această emisiune și te rog să mă crezi că sunt extraordinar de emoționat. Nu sunt eu împricinatul principal al acestei întâlniri, ci este prietenul meu Gigi Petcu, cel care se face vinovat de
aducere vinovată în ghilimele, de aducerea în fața tuturor a unor momente trăite de mine, de copil până la această vârstă, cu realizările mai mult sau mai puține, dar în spatele cărora stă foarte multă muncă și multe renunțări. Și sunt extraordinar de emoționat pentru faptul că fără să vrei mai răscolit când am discutat de mama până să intrăm în emisiune și este un subiect pe care la care eu nu prea rezist așa. Așa că cu scuze de ligoare îl rog pe Gigi să prezinte ceea ce, dar vreau să spun așa că fiecare dintre noi, inclusiv orice om de pe pământ, are o carte a lui. Dar trebuie să aibă și norocul de a găsi un om de lângă el care să-i scoată la iveală și să aștearnă pe o hârtie sau pe un film sau pe orice alt suport viața acestui om. Și poate că viețile noastre, ale tuturor, pot fi denumite câteodată cu un singur cuvânt. La unii se poate numi muncă, la alții sinceritate, corectitudine, renunțări, dar la alții, din păcate, se poate numi șantaj, corupție. Din păcate. Da. Din păcate. Se pare, domnule Ungureanu, că ați avut cei mai buni mentori care să vă îndrepte către un drum bun în viață, către un drum al muncii, al realizărilor și al faimei, de ce nu? Eu recunosc că mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-au îndrumat pașii, profesorilor mei, de la toate nivelele învățământului pe care le-am absolvit. Au fost oameni extraordinari, iar în cursul vieții vreau să spun că am dat de marea majoritate a oamenilor foarte buni, pentru că eu însumi am fost un om liniștit, un om corect, să zicem, 99% cât poate fi un om, și din cauza aceasta zic eu că am fost un privilegiat al vieții, un râzgâiat al oamenilor, pentru că ce-am spus, am fost întotdeauna sincer în ceea ce am făcut. Domnule Petcu, din suflet vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Este o mare onoare să vă avem alături de noi, mai ales în această postură. Suntem obișnuiți ca dumneavoastră să descrieți locuri, să descrieți evenimente, să vă întoarceți cu mult în timp și să mai picurați pe aici, pe acolo, câte o ispravă a unuia sau altuia. Ne delectați cu ceea ce scrieți dumneavoastră și cu ceea ce documentați, pentru că nimic din ceea ce scrieți știu eu că nu este nedocumentat. De această dată ați ales să scrieți despre un om. E mai greu să scrii despre un om decât despre un loc, o istorie, o întâmplare? Nu mi-a fost ușor, să fiu sincer. Deci pare simplă. Acum am observat și când ceri cuiva să scrie un cuvânt de o pagină, de două, trebuie să-l suni de mai multe ori, da? Să te trezești cu materialul peste două luni sau niciodată. Deci este foarte greu, că dacă era ușor, scrisul îl lua altul, da? E muncă grea. Noi suntem vărsători amândoi, născuți pe 24 ianuarie de Ziua Unirii, ne leagă o prietenie de circa 40 de ani. Cunoșteam foarte multe despre viața lui, însă au apărut pe parcursul documentării, vărsătorii par a fi așa mai ascunși. Nu e adevărat. Ei sunt discreți. De exemplu, și la documentarea care am făcut-o și când m-am dus în localitate, am spus, ai destul material ca să scrii. Și am cerut una, alta și mai departe. Și am spus, eu n-am să pot să scriu până tu nu mă iei să mă duc la Unguriu să văd casa unde te-ai născut, să mergem la Pleșcoi să vedem casa unde ai locuit, să văd școala și după aceea mă apuc să scriu eu. Asta am început în urmă cu circa 3 ani. Vă rog să mă credeți. Documentarea am început-o mai demult, pentru că în anul 2011 i-am propus, spus, este cazul la valoarea ta să-ți faci dosar pentru
cetățean de onoare al municipiului Buzău. Și el a spus, da, dacă tu zici, este în ordine. Dar vrei să mă și ajuți? Cine m-a pus să-i spun? Da, și m-am dus să-l ajut. Eu am crezut, și să nu se supere pe mine că suntem foarte deschiși și nu e de rău, nu e nici de bine, sunt neutru, că are un jurnal de bord și acolo scrie manifestările, absolut totul și m-a venit foarte ușor. Vă rog să mă credeți, am lucrat 5-6 luni la acest dosar, da? Până în decembrie când a trebuit să-l depunem și am stat seri întregi. Servea masa la el acasă cu doamna, am discutat, am pus întrebări mai discrete, mai indiscrete și am ajuns să fac această documentare. Făcându-i și depunând acest dosar, deci în mare parte am început să-i cunosc activitatea. Însă pentru dosar să cere una și să cer numai rezultatele, meritele pe care le ai pentru fața societății, da? Fața primăriei Buzău, a Consiliului Municipal și așa mai departe, este cu totul altceva. E drept că am folosit și aceste date pe care le-am strâns împreună la data respectivă, dar a fost necesare pe urmă de o documentare. De exemplu, s-a lăsat foarte greu convins să vină că poze, dar nu am pe asta. Nu, te rog eu frumos. Și nu l-am lăsat până când, așa cum descriu, în cuvântul de în prefață, am plecat într-o zi de toamnă, am plecat la Unguriu, am văzut, mi-am făcut o imagine extraordinară, am rămas foarte surprins că calea ferată trecea la 7 metri, cred, de casa domniei sale, deci prietenul lui era trenul Țuicaru, Buzău-Nehoiașu. După aceea am văzut din curtea casei unde s-a născut, vedeam ca în palmă Mănăstirea Rătești. Iar am rămas foarte surprins și m-am uitat foarte atent. Și am văzut unde s-a născut și hai să mergem la Pleșcoi. Și când am ajuns la Pleșcoi, la casa domniei sale, am mers cu tatăl domniei sale și parcă nu n-ar fi vrut să-mi dea și fotografiile, pentru că unele erau lipite, unele erau pe cartoane, unele erau cu geam. Vă rog să mă credeți, nu i-am lăsat una. Taică s-a fost înțelegător și i-am spus, nu pot să fac așa ceva. Dacă vreau să fac, fac o carte așa cum meriți tu. Am luat toate aceste fotografii, am discutat și am plecat. După un an de zile am plecat singur pe același drum, pentru că știam unde se vine, cu fotograful după mine, fără să știe el. Am fotografiat, am discutat cu vecini, am discutat cu rudele, am discutat cu prietenii. Are stufă de paparazzi. Așa, ce să facem? Ce să facem? Ne facem meseria. Și atunci mi-am făcut o imagine completă despre nemuritorul. Nu se pune problema de merite, pentru că avea câteva titluri și trofee. Mamaia avea cu prin copiii săi trofee din nou și disting Mamaia, iar nu mai discut la diplome și la asta aici, nici n-am putut să le trec pe toate, că trebuia să mai scriu încă 100 de pagini în plus, deci cu sutele de manifestări unde a participat. Domnule Ungureanu, despre viața noastră din ultimii ani o să discutăm în emisiunea din această seară puțin spre deloc. Pentru că buzoienii noștri vă știu, în ultimii ani vă știu, vă apreciază, vă solicită pe posturile de televiziune, la posturile de radio, la petrecerile private pe care le au. Sunt convinsă însă că mulți dintre buzoienii noștri ar vrea să știe ce fel de copilărie ați avut, ce fel de oameni au fost lângă dumneavoastră să vă insufle cu atâta dăruință, dragostea pentru muzică și pentru poporul român, pentru că este cunoscut faptul că dumneavoastră sunteți un mare iubitor al poporului român, al limbii române, da, al portului, al tot ceea ce înseamnă limba și neamul românesc. Ce fel de oameni au fost lângă dumneavoastră? Ce copilărie ați avut? Rădăcinile mele, ca ale multor dintre oameni, au fost unele foarte sănătoase. Au fost oameni simpli, oameni săraci. Cei puțin, cel puțin cei din partea mamei, chiar au fost foarte săraci. Când eram la liceu, chiar aveam de gând să scriu o carte, citeam romanele niște țărani, moromeții,
Chiar aveam tendința să le scriu povestea bunicilor mei, care au trecut și ei prin multe greutăți. Poate o să o faceți cândva. Nu știu, nu mai are cine să mă ajute să-mi reamintească niște momente. Iar din coace la Pleșcoi, părinții, bunicii, erau lucrători la Schela Berca, erau privilegiați prin faptul că erau salariați și aveau cât de cât un ban lună de lună. Dar am fost crescut într-un mediu foarte, foarte sănătos, cu niște oameni care m-au învățat în tot timpul să nu fur, să fiu corect, să învăț. Marea mândrie a tatălui meu și a părinților mei și a fost adevărul că mi-a plăcut cartea, nu că m-au împins să învăț, dar chiar mi-a plăcut cartea și coroborate toate aceste lucruri cu lucrurile frumoase pe care le-am învățat de la profesorii de la școală, zic eu că am avut o copilărie foarte frumoasă. Am fost singur la părinți până la 11 ani, am fost un răzgâiat, mama a fost ceva deosebit. Și poate acest talent pentru muzică, de fapt nu, în afară de faptul că mi l-a dat Dumnezeu prin intermediul mamei mai ales, dar și tatăl meu cânta foarte bine, mama, așa cum o să vadă și cititorii în carte, a fost un mare talent. Dar un tren care l-a pierdut din neștiință, din ignoranță, așa erau vremurile. Și eu am încercat să merg mai departe pe același drum, pe acest drum atât cât am putut, pentru că de ce să nu recunosc că viața, spuneam că am fost un om mângâiat de Dumnezeu, pentru că mi-a dat în viață multe trenuri. Deci se spune că numai un tren ai odată în viață. Mie mi-a dat Dumnezeu mai multe trenuri și pe câteva, două sau trei le-am ratat. Dar acum nu regret, poate că ajungeam mai bine, poate că cine știe, dar sunt bine așa cum sunt și îmi pun toată puterea mea așa ca om să mângâi sufletul pentru oamenilor, pentru că eu sunt convins că sunt pe acest pământ ca să mângâi sufletul oamenilor. Mai mult decât să vă știe o țară întreagă, mai mult decât să vă știe vecinii noștri, mai mult decât ca fiecare copil care iese pe o scenă să rostească numele dumneavoastră, cred că satisfacție mai mare ca asta nu poate să fie la acest moment. Vom vorbi și despre acest aspect. Domnule Petcu, vreau să-mi spuneți un lucru. Ca scriitor, selectați prin sufletul dumneavoastră anumite întâmplări. Care a fost întâmplarea pe care ați aflat-o despre domnul Ungureanu și v-a marcat așa cel mai mult? Vreau să vă spun că am rămas impresionat, în primul rând, nașterea lui. Deci, unchiul domniei sale spunea în felul următor. Am vorbit cu sora mea, adică cu mama lui nemuritorul, și am întrebat-o când naște, ca să știu să mă fixez nunta. Și a zis, pe 24 ianuarie e în ordine, fă nunta. A făcut nunta și unchiul lui a spus în felul următor. Nu trebuia să nască atunci, dar auzind lăutare, a ieșit din burta mamei sale. Și toți am zis că va ieși un mare interpret, un mare cântăreț și viitorul lui va fi în muzică. Ce vreți mai frumos decât atât? Pe urmă, mama lui trebuia să fie, a fost selectată de... pentru ansamblurile mari, folclorice. Deci cum să, în acea perioadă, să plimbau în toate comunele, să găsească interpreți de muzică populară în primul rând. Bănățeanu a fost aici. De la București. Bun, de la București. Și a ascultat-o și pe dânză. Și i-a spus, o să fii la ansamblu Armatei în București. Vă dați seama, alături de Maria Tănase, Maria Lătărețu, Ioana Radu și așa mai departe. O mare dragoste între mamă și tată. A pierdut acest tren, au hotărât să rămână pe loc și în loc să devină o mare interpretă, a avut grijă de... A devenit o mare mamă. O mare mamă, exact. Iar tatălui să fie selectat și să meargă să urmeze școala de ofițieri la Sibiu. Poate mai puțin o interpretă și mai puțin un general al armatei române. N-a avut trecut în destin, dar mama domniei sale
a reușit prin Costică Ungureanu și îi spun mereu Costică pentru că el poartă numele bunicului, Costică. Deci de aceea îi spun, așa s-a numit bunicul domniei sale. Pe mine n-a avut cine, scuze-mă, n-a avut cine mă boteza, că părinții mei nu erau căsătoriți, adică nu făcuseră nuntă, nu știu, cam așa ceva. Și m-a botezat bunica și mi-a pus numele bunicului. Ce frumos! Da. Eu cred, domnule Ungureanu, și fără să încerc să vă flatez în vreun fel, cred că dumneavoastră, pe lângă aceste trenuri despre care vorbiți, ați avut parte de un alt mare noroc în viață. V-au înconjurat numai oameni care v-au iubit. Iată, au fost părinții care v-au iubit enorm. Ați fost, deși născut într-o perioadă în care copiii veneau unul după altul, ați fost privilegiat de a fi unicul copil al familiei până la vârsta de 11 ani. S-a întâmplat, între ghilimele, să n-aibă cine să vă boteze și să vă boteze bunica, care pe lângă dragostea de bunică va purta și dragostea de nașă. Ați purtat numele bunicului. De aici toate aceste lucruri nu fac decât să te gândești la un lucru. Omul ăsta a fost iubit de Dumnezeu, așa cum spuneți. Da, da, așa este. Știi de ce a apărut sora mea la 11 ani? Când aveam 10 ani, o vecină de-a noastră a născut o fetiță. Eu nu-ți poți închipui că de dimineață până seară eram acolo. Și când veneam acasă îi spuneam, mami, fă-mi și mie o cocă. Da, da. Da. Și până la urmă au făcut o surioară. Ați iubit-o mult? Foarte mult. Din păcate, diferența de noi este de 11 ani, dar n-am fost împreună. Eu am crescut, am fost la liceu, veneam în vacanțe. Ne-am regăsit cu adevărat după ce ne-am așezat la casele noastre. Ea a terminat facultatea, acum este în Constanța. Acum ne-am ajutat foarte mult unul pe celălalt, pentru că mama așa ne-a învățat și așa spun și eu în cântecele mele. Dacă sunt frați, dacă are unul, are și celălalt. Niciodată, dacă eu am să mănânc și fratele meu sau sora mea nu are sau este într-o situație, nu trebuie să-l lași. Asta spune foarte multe despre dumneavoastră. Domnule Petcu, și cu asta închidem, pentru că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară. Mie fenomenal mi s-a părut și momentul în care domnul Ungureanu a primit primul acordeon. Câtă bucurie poate fi în sufletul unui copil în momentul în care se mândrește în fața colegilor cu primul lui acordeon, pe care, din păcate, îl ține invers, că, na, se întâmplă. Stați să vedeți, o istorioară asta este extraordinară. Deci mama lui făcea vioară din cocean de porumb. Când venea prietenul lui taică-su să bea o țuică cu el, îi cânta voce. Și cânta și la acordeon, adică cânta pe coastele dumnealui, fără acordeon, fără nimic, și îi făcea și un mic țambal sau îi făcea fluire din salcie, mama domniei sale. Când a văzut primul acordeon dat din, la Casa Pionerului, de acolo, din localitatea Pleșcoi, el a soția directorului, el n-a mai stat la școală și a fugit cu el până acasă. Când a ajuns acasă, nu știa să-l țină bine și într-o fotografie mi-apară și îmi spun ăștia din tipografie. Vedeți că are aparatul invers. Nu, el n-a știut să-l țină unde erau bani și trebuia să fie clapele și invers. Și l-a ținut așa, atâta dragoste a avut. Și în două zile a învățat cântece. Până seara am învățat 3 cântece. Da, dar cu stânga. Primul care... A, sunteți stângaci? Nu. Dar dacă am ținut acordeonul... Așa v-a venit pe stânga. Da. Nu-l știa să-l țină, nu? Ce cântece ați învățat prima dată, domnul Ungureanu? M-am suit pe dealul Clujului și nu mai știu care. Dar ăsta, sigur. Da. Un cântec foarte frumos. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom continua povestea domnului Ungureanu, pentru că vedeți cu toții, doamnelor și domnilor, este o poveste absolut captivantă. În câteva momente revenim în direct.